Cei trei frați, de frații Grimm. Odată un bătrân trăia într-o casă foarte frumoasă și mare, împreună cu cei trei fii ai săi. Crescură băieții mari și cum pe bătrânul cam lăsau puterile, se gândi să lase casa moștenire numai unia dintre ei, cel mai vretnic, dar cui? Căci iubea la fel pe toți trei și ca să vândă casa lăsând ca fiii săi să împartă banii, n-ar fi vrut, căci casa o primise și el de la părinții săi. Dragii mei, le spuse într-o zi tatăl, mergeți în lume și învățați cât un meșteșug și acela care va fi mai meșter în meșteșugul lui, aceluia să-i rămână casa. Așa o să facem, tată, ziseră feciorii. Își puseră fiecare merinde în desa și a doua zi, în zori, fiecare o luă pe câte un drum ieșind din oraș. Primul, cel mai mare fecior, învăță meșteșugul potcovitului, îngrijind de cai împăratului. Cel de-al doilea se făcu bărbier și ajunse priceput în rasul multor bărbi mandicoase. Prâslea, cel mai mic, învăța arta armelor, devenind unul dintre cei mai buni luptători cu spada. Trecu ceva timp și iată întorși acasă. Părintele lor îi primi cu bucurie că își le dusese dorul și toți trei credeau că fiecare din ei este mai îndreptățit să primească moștenire. A doua zi ieșiră cu toți în afara orașului și iată că tocmai trecea în goană un iepure. Atunci bărbierul îi spuse bucuros, iată, uite, urechile vine tocmai la țanc și până să se apropie iepurele, pregăti într-un lighenaș spuma de săpun. Apoi cu pămătuful plin de spumă într-o mână și cu briciul în alta, sări în spinarea lui iepurilă și îl rase fără nicio tăietură. Plecă fietul iepura scăpat din mâna bărbierului raschiluc de spuneai că-i cine știe ce arătare. Tată, ce spui de arta mea de arade? Mare minune, măi băiete, răspunse tatăl. Și de n-or fi ceilalți frați ai tăi mai vrednici în meseria lor să știi că a ta e casa. Nu trecu mult timp și iată că văd ei venind în goană o caleașcă cu un boier în ea. Fugeau caii de le scăpărau copitele. Iată și norocul meu, spuse potcovarul, și luând repede ciocanul în mâna dreaptă și în cealaltă mână niște caiele și potcoave, se repezi în fugă spre caii de la caleașca boierului și cât ai număra până la trei, smulse potcoavele de la picioarele lor și tot în galop bătu și altele noi. Apoi tare mulțumit de trebușoara făcută, veni și îl întrebă pe bătrân. Da de mine ce ai de spus, tată? Ești un om și jumătate, fiule. Zău, voi mă puneți în mare încurcătură cu iscusința voastră. Atunci vorbi și prâslea. Dar bine, tăicuțule, pe mine nu vrei să mă vezi ce pot? Tocmai începuse ploaia. Atunci fiul cel mic scoase sabia de la șol și începu să o învârtă printre stropii de ploaie așa de repede, încât ea rămânea mereu uscată. Ploaia se întețea. Strop mari cădeau cu nembluita, dar prâslea se mișca așa de repede încât rămânea mereu uscat, de parcă s-ar fi luptat cu un adversar nevăzut sub un acoperiș. Când pipăiră lama spadei văzură uz la piele, că era la fel de uscată ca atunci când o scosese mezinul din teacă. E, acu ce mai spuneți, întrebă el, și cu toții recunoscură că pe drept casa o merita el. Dar pentru că frații se iubeau foarte mult, trăiră tu străi în casa părintească, și câștigară mulți bani cu meșteșugurile lor. Iar tatăl lor putea să se considere cel mai fericit din lume și când îi venea rândul să părăsească această lume, o părăsi mulțumit de fiii săi ca nimeni alt.